Protestatarii din Pungești spun că le sunt încălcate o serie de drepturi fundamentale garantate de Constituție. Dreptul la liberă circulație, la informare, la proprietate, la manifestare publică. Jandarmii uzează de provocări pentru a determina reacții și intervenții în forță ale autorității. Membrii mișcării de rezistență împotriva exploatărilor pentru gazele de șist se simt vizați și amenințați ca pe vremea comunismului, în preajma izbucnirii Revoluției din 1989. Drumuri blocate și arestări abuzive, supraveghere și provocare de incidente. Au pătruns ilegal pe proprietățile oamenilor și au făcut testări cu explozibil, stricându-le producția lanurile de porumb și, mă rog, ce semănaseră oamenii din zonă care practică o agricultură de subsistență. Pe lângă acest fapt, deci localnicii, văzând că guvernul îi ignoră și sprijină fățișii Chevronul, chiar mai mult autoritățile locale de acolo care ar fi trebuit să fie, să reprezinte ca un fel de tampon între localnici și guvern, deci au dat undă verde firmei Chevron să nu mai respecte legile din România. Erau pregătiți noi să ripostăm, să strigăm, să țipăm, să împingem, să lovim și să ne bagem dubă, să ne ducă la... Să băgăm protestul la dubă. La dubă. Dar știți cum? Deci dubele mari, mici, loganuri, microbuze, deci despre tabără, spre Vaslui și înapoi îi arestau pe oameni, le luau declarații, amendau cu 100 de lei sau nu știu cu ce sumă și după aceea îi lăsau în Vaslui oameni fără niciun leu în buzunar ca să se deplaseze cu 4 curse în toată ziua spre Pungești înapoi. Erau, deci nu ne-a lăsat provocația. Am vorbit cu oameni din localitate. Ne-au spus în momentul când noi vrem să cazăm pe oameni care vin din afara țării, erau oameni ONG-uri din Bihor, din Iași, din București, din Bacău, Vaslui, Galați, la noi. Deci imediat primarul, prin intermediul jandarmilor, vin și îi amenință pe bieții oameni. Vedeți, dacă îi cazați pe cei de la ONG-uri, nu o să vă mai acord ajutoare sociale. Românul îi taxează la vot, îi taxează când vorba veche, când explodează mamăliga. Aha. Noi nu vrem să explodeze mamăliga. Din păcate explodează destul de rar. Da. Dar noi nu vrem să... Nu fie nevoie să explodeze mamăliga. Noi vrem un guvern care să nu fie al Americii, să nu fie al Chevronului, să nu fie al Uniunii Europene, să fie guvernul care apără interesele oamenilor. De 24 de ani vin ai noștri, pleacă ai noștri, vin ai noștri. Noi rămânem toți ca proști.